nostru domnește în veci. Aleluia! Aleluia! Domnul nostru domnește în Dragi frați și surori, sunt bucuros și plin de recunoștință ca în aceste circunstanțe în care ne aflăm să vă pot aduce un îndemn pentru rugăciune, o meditație la care să luăm aminte și știm că deși vremurile nu ne sunt confortabile, Dumnezeu este acela care are ultimul cuvânt. Aș vrea să încep cu o întrebare și anume, câți dintre dumneavoastră v-ați programat anul acesta încercări, furtuni, necazuri, probleme? Ei, deși nu le iubim, nu ne plac, furtunile din viața noastră nu pot fi evitate, deoarece ele fac parte din viață. Aș vrea să încep cu câteva versete. În Matei, capitolul 14, versetul 22 spune așa. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. În textul acesta putem vedea că Iisus
i-a silit oarecum pe ucenici să intre în această furtună. Deși știa că vor avea parte de furtună, vor avea parte de probleme, asta înseamnă că Dumnezeu nu va înlătura întotdeauna furtuna din viața noastră, nu va elimina întotdeauna problemele din viața noastră, ci scopul lui Dumnezeu pentru noi este ca să trecem prin această furtună, să putem să mergem pe valuri fără să ne scufundăm, fără să ne prăbușim. În viața aceasta trecem prin mai multe anotimpuri. Este o vreme când în viața noastră este primăvară. Toate lucrurile ne înfloresc, suntem tineri, suntem sănătoși, o ducem bine, avem tot ce ne trebuie, dar foarte ușor poate să apară în viața noastră furtuna. Printr-o veste, printr-o boală, printr-un accident, un singur minut și toată viața ți se poate da peste cap. Care este atunci rolul furtunii în viața noastră? În primul și în primul rând, rolul furtunii în viața noastră este ca să ne corecteze, să ne mustre, ca să ne putem apropia de Dumnezeu și să ne pocăim. În Iona, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. De ce a stârnit Dumnezeu această furtună? Pentru că cineva pleca departe de Domnul. Și ca să se poată apropia din nou de Domnul, să se pocăiască, el avea o corecție printr-o furtună. Cei mai mulți dintre noi nu ne pocăim în momentele bune ale vieții noastre. Nu cred că o să ne pocăim atunci când luăm și numărăm banii. Nu cred că o să ne pocăim când avem o mare bucurie în familie. Dar în acest anotimp bun al vieții noastre alergăm și nu ne dăm seama că foarte ușor poate să vină furtuna. Când noi nu înțelegem lucrul acesta, Dumnezeu vine și suflă peste noi o furtună. Și se pare că furtuna ne apropie cel mai mult de Dumnezeu. În Isaia, capitolul 1, de la versetul 2 la versetul 4, mai vedem așa. Ascultați, ceruri, și ia aminte, pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce înseamnă să te răscoli împotriva lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu ți-a dat sănătate, Dumnezeu ți-a dat putere, ți-a dat vremuri bune, te-a crescut ca pe un copil și noi de câte ori am întors spatele lui? De câte ori nu am luat aminte la el? Vi se par străine oare aceste cuvinte în vremurile pe care le trăim astăzi? Cum suntem mai bolnavi? Venim mai des la biserică?
cum suntem mai săraci, venim mai des la biserică, dar când suntem sănătoși, avem treabă. Și ne întrebăm, de ce în timpul săptămânii sunt așa puțini frați la părtășie? Și o spun ca și unul care de multe ori am avut treabă și mă rog ca Domnul să aibă milă de mine și de noi și să nu lăsăm ca numai atunci când vine furtuna în viața noastră să ne apropiem de Dumnezeu. Furtuna, dragii mei, nu are întotdeauna rolul să te corecteze pentru că ai păcătuit, ci furtuna mai are și rolul să te ducă la locul potrivit. Sunt furtuni care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră ca să ne ducă la locul unde Dumnezeu vrea să lucreze prin noi. Această furtună, în ultimul rând, mai are un rol foarte important. Și anume, furtuna aceasta vine câteodată peste noi ca un examen. Un test la care să ni se pună nota la credința pe care o avem. Într-adevăr, vor fi furtuni în viața noastră nu neapărat pentru că am păcătuit, nu pentru că nu suntem la locul potrivit, ci pentru a primi o notă la credința noastră. Și aceste calificative, dragii mei, sunt de trei feluri. Necredincios, puțin credincios, bun credincios. Și vreau să vă întreb, ce notă a luat Petru? Dumneavoastră, când treceți prin încercare, prin furtună, ce notă aveți la examen? Dacă iei doi oameni și arunci în furtună, poți să-ți dai foarte ușor seama care dintre ei este credincios și care dintre ei este necredincios. Deoarece cel credincios poate să meargă drept prin furtună, iar cel necredincios se scufundă. Avem în Scriptură câteva cazuri și aș vrea ca dumneavoastră să vă gândiți și să le dați o notă. Iosif, David cu Saul, Ștefan, Iov, 10 copii morți pe masă și o nevastă care spune, bleastă-mă-l pe Dumnezeu. Și Iov ce spune? Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Ce notă puteți să-i dați lui Iov? Ce a zis Domnul? Nu este nimeni ca el. Se poate în timpul examenului să strigăm spre Dumnezeu. Doamne, vorbește-ne. Doamne, șoptește-mi. Și Dumnezeu să tacă. La test și la examen, Dumnezeu nu are voie să ne șoptească. Problema este că nu am fost noi atenți când Dumnezeu ne-a vorbit. Poate am avut treabă când Dumnezeu a lăsat învățătura. Însă ca la facultate, Dumnezeu mai face ceva cu noi. Avem dreptul la o restanță. Dar se poate ca la restanță să dăm examen din lecția pe care am pierdut-o în timpul săptămânii. De aceea mi-ar plăcea ca după ce trece toată această furtună cu care ne luptăm și haos din jurul nostru, să prețuim mai mult timpul pe care îl avem în timpul săptămânii și de care dispunem să venim la părtășie. Dacă ne uităm la Domnul Iisus, atârnat pe o cruce, batjocorit, scuipat, bătut, ce notă i-ați da? Ce notă îi puteți da? Iisus a luat nota aceasta și ți-a dat-o ție. Dar ține minte când treci prin suferință și prin încercare. Nu te scufunda. Ia o notă bună. În Matei 14 cu versetul 31 vedem așa. Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis,
puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Dacă ești prăbușit și scufundat în problemele tale, în furtuna prin care treci, dacă în viața ta ai căzut examenul, adu-ți minte că este o mână întinsă astăzi pentru tine. Și la crucea de la Golgota au loc și slăbănogii, și corigenții, și prăbușiții. Poate nici nu-ți mai vine să te rogi în problemele prin care treci. Dar poți să spui ca și Petru, două cuvinte și cu credință. Doamne, scapă-mă! Și sunt convins că Dumnezeu va interveni. Mă rog ca Dumnezeu să ne întărească credința în aceste vremuri, să ne apropie tot mai mult de El și să rămânem în picioare până vom birui furtuna din viața noastră. Amin. Iubiți frați, surori, tineri, copii, iubită biserică, suntem în dimineața aceasta înaintea lui Dumnezeu și este o zi de har și vrem să-i mulțumim pentru harul vieții, pentru harul bucuriei de a fi mântuiți și de a fi copiii Lui. Haideți, acolo unde stăm, să plecăm ființele noastre și să venim în rugăciune ca biserică înaintea lui Dumnezeu. Doamne Tată care ești în cerul, te slăvim și îți mulțumim pentru bunătatea Ta. Mulțumim că fiecare zi este un dar de la Tine. Te slăvim, Doamne, că și această zi este un dar de la Tine. Și venim, Doamne, cu recunoștință înaintea Ta pentru tot ce Tu ne dai, pentru că Tu ne-ai făcut, suntem creația Ta, suntem copiii Tăi, suntem răscumpărați prin Domnul Iisus Hristos, de aceea îți mulțumim, Tu ești Tatăl nostru, te slăvim. Doamne, mă rog ca să binecuvintezi fiecare suflet din biserica noastră, acolo unde se află, fiecare bărbat, fiecare femeie, fiecare tânăr, fiecare copil. Doamne, potrivit cu starea fiecăruia, te rog să-i binecuvintezi, să-i întărești și să-i mângâi. Mă rog în mod deosebit pentru cei bătrâni, pentru cei în suferință, te rog să te atingi de ei, să ai milă de ei, să-i întărești, să-i pui pe picioare și pe cei care au grijă de ei, familiile, pe toți, Doamne, să îi binecuvintezi și să-i întărești. Doamne, te rugăm să ne dai înțelepciune și călăuzire în zile ca acestea, Doamne, să ne bazăm pe Tine, să ne încredem în Tine. Doamne, Tu ești păstorul nostru și ne-ai promis, chiar dacă ar fi să trecem prin valea umbrei morții, noi nu ne temem de niciun rău, că Tu ești cu noi. De aceea, Doamne, te rog să ne umpli de încredere în Tine, să ne păzești de orice rău, să ne păzești sufletele, să ne păzești inimile și să ne ajuți, Doamne, să ne revedem cu bine la casa Ta, aici la părtășie. Îți mulțumim pentru nădejdea aceasta. Doamne, îți mulțumim pentru nădejdea cea mare că ne vom revedea în slavă, în locul acela unde nu este plâns, nu este durere. Te slăvim pentru că Domnul Iisus a dus să ne pregătească un loc. Și îți mulțumim că avem această siguranță că locul acela este pregătit pentru noi. Și după ce alergarea noastră se va sfârși pe acest pământ, vom petrece veșnicia cu Tine. Te slăvim și te rugăm să binecuvintezi fiecare suflet din biserica noastră. În numele Domnului Iisus. Amin.
Pământ,
așa mă-ncred. Și eu în Domnul și de păcat descătușat voios îi cânt. Știind că-i vin, pot învinge teama. Și eu sunt vin, că m-a salvat. Și când ispita vrea mă va ajunge, de brațul său voi fi mereu eliberat. Pleca în veșnicie, când lupta grea va înceta, îl voi vedea pe tron de slavă, pe cel ce moartea învins prin jertfa sa. Știi că-i pot învinge teama, și eu sunt viu, că m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, de brațul său voi fi mereu eliberat. Teama, și eu sunt vin, că m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, de brațul său voi fi mereu eliberat. Dragi frați și surori, iată că ne întâlnim din nou pe această cale. Trebuia să avem cina Domnului și se amână de data aceasta până când vom putea să ne întâlnim cu ajutorul Domnului. Alte anunțuri pe care le avem, cei care aveți acasă pe calculator sau pe telefon posibilitatea să faceți transfer bancar, putem să facem așa cu contribuția la biserică. Dacă nu am înțeles că este posibilitatea și de la bancomat cu cardul să virezi în contul bisericii, nu uitați și de acest formular de la ANAF pentru direcționarea unei părți din impozitul pe profit. De asemenea, vă reamintesc că în fiecare zi la ora 5 avem un mesaj pus pe Facebook și pe grupul de WhatsApp în care un frate din biserică transmite un mesaj înregistrat, o încurajare pentru noi, pentru rugăciune. Și în fiecare seară la ora 9, acolo unde suntem în familii, ne adunăm și înălțăm glasul către Dumnezeu. Și în aceste rugăciuni să ne rugăm și pentru biserică, ca Domnul să ne păzească, ne rugăm pentru cei bătrâni, pentru cei bolnavi. Nu încerca să sun, mai ales pe cei bătrâni, să ne rugăm pentru ei. În mod deosebit pentru sora Petruță Hortensia de la azil, a fost săptămâna asta fratele Binu cu soția pe la ea. Cred că ea este cel mai acut caz, să ne rugăm pentru ea, dar de asemenea pentru toți, pentru fratele Ruști, fratele Gheorghiță, sora Ravecă, fratele Danciu Augustin, toți bătrânii bisericii, ca Domnul să îi întărească și să aibă milă de ei și să aibă milă de noi. Aș vrea să ne uităm acum în cuvântul lui Dumnezeu. De un timp m-am uitat în viața lui Elisei, aici la biserică, atunci când am venit și am filmat, am înregistrat mesaje. Preferații mei au fost totdeauna Moise, Ioan Botezătorul, Ilie. Dar acum mă uit la omul acesta și descoper foarte multe lucruri, un mare om al lui Dumnezeu. Aș vrea
Astăzi să ne uităm în textul din 2 Împărați, capitolul 6, și să vorbim despre orbire și despre vedere. Este celebru text în care slujitorul lui Elisei este îngrozit de mulțimea de cară și călăreți care înconjurau cetatea. Și Elisei se roagă ca Domnul să-i deschidă ochii și vede o altă realitate despre o astfel de orbire și despre o astfel de vedere. Aș vrea să vorbim astăzi. Dar înainte de asta m-am gândit că sunteți și dumneavoastră conștienți în zilele acestea că foarte multe interpretări umblă pe internet, peste tot locul, despre originea acestei crize și consecințele acestei crize. Adevărul este că nu știm cu siguranță nici care este originea și nu știm în momentul ăsta nici consecințele. Sunt foarte mulți oameni care spun cum va fi după. Să fim onești, să recunoaștem că nu știm. Cred că pe plan spiritual am văzut trei abordări acestei probleme și le simplific foarte mult. Prima abordare este că va trece, este un val, este o încercare, să ne rugăm, Psalmul 91, promisiunea lui Dumnezeu, va trece. A doua abordare este că vine sfârșitul, că vine Domnul, că asta e doar începutul durerii, știți toată abordarea. A treia abordare însă, care mie mi se pare foarte interesantă, este că Dumnezeu vrea să transmită un mesaj omenirii, dar în mod deosebit poporului său. Eu mă aplec foarte tare asupra acestei abordări și din tot ce s-a predicat și s-a vehiculat zilele acestea, cred că predica fratelui Mihăiță Dănilă este cumva în tonul ăsta. Ce vrea să transmită Dumnezeu? Ce vrea să vorbească Dumnezeu într-o criză ca asta? Haideți să citim și vă rog să aveți Biblia deschisă la 2 Împărați, capitolul 6. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirieni. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu. Dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis: duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimit să-l prindă. A venit și i-a spus: iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, cară și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc în prejurul lui Elisei. Sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea? Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când a intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și iată, și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: să-i măcelăresc, părinte? Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei.
Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceia pe care ei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul Israel a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut. Apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Amin. Am vorbit despre abordarea că Dumnezeu vrea să transmită un mesaj, numai că problema este cum înțelegem, cum știm care este mesajul lui Dumnezeu, cum știm ce vrea El de la noi, cum vedem planul lui, voia sa. În textul acesta sunt patru feluri de orbire și aș vrea să ne uităm la fiecare pe rând și apoi să vedem cum poate un copil al lui Dumnezeu să vadă limpede. Prima orbire, și aici îl nominalizăm pe împăratul Siriei, prima parte a textului, este orbirea puterii. Dar înainte de asta aș vrea să vorbim și să ne amintim cine este Elisei. Așa cum știm, este urmașul lui Ilie și face lucrări mai mari decât a făcut Ilie. Dumnezeu vrea să întoarcă Israelul la el. Elisei este ceea ce în vechime se numea un văzător. În 1 Samuel, capitolul 9, cu versetul 9, știți întâmplarea când Saul se duce la Samuel? Este aici un text interesant. Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea: haidem să mergem la văzător, căci acela care se numește azi proroc se numea odinioară văzător. Elisei este un văzător, dar ce-i ăla un văzător? Îmi vine în minte cum se descrie Balaam pe sine însuși. Găsim descrierea asta în Numeri, capitolul 24, și aș vrea să fiți atenți. Balaam spune așa, Numeri 24, versetele 3-4 și apoi de la 15. Balaam și-a rostit prorocia și i-a zis: iată ce zice Balaam fiul lui Beor, fiți atenți cum se descrie, omul cu ochii deschiși, cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și a cărui ochi sunt, ne-am așteptat să fie ochii închiși când cazi cu fața la pământ. Spune, cade cu fața la pământ și a cărui ochi sunt deschiși. Celălalt text, capitolul 24, versetul 15, Balaam și-a rostit prorocia și a zis, așa zice Balaam fiul lui Beor, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși. Ăsta este Elisei, un om cu ochii deschiși. Cad cu fața la pământ, am ochii ăștia fizici închiși, dar mi se deschide o altă lume, ochii spre o altă lume, lumea lui Dumnezeu. Deși Balaam, din cauza lăcomiei, la un moment dat, știți că a văzut mai puține lucruri decât măgărița lui. Măgărița a văzut îngerul lui Dumnezeu, Balaam nu l-a văzut. Deci cine este Elisei? Este omul lui Dumnezeu, cel care vede o altă lume și o altă realitate. Care este situația aici? Foarte interesant. Situația concretă. Erau probleme militare, era război între Siria și Israel. Au avut multe războaie în anii aceia. Omri și Ahab, bunicul și tatăl lui Ioram, i-au cam bătut pe sirieni. Acum se întorsese roata. Și sirienii băteau Israelul. Și s-a ajuns la un moment dat, citind tot în Doi Împărați, mai încolo cu câteva capitole, în capitolul 10, pe vremea aceea, era vremea lui Jehu, Domnul a început să taie câte o bucată din ținutul lui Israel și Hazael, cel care a urmat la domnie în Siria, i-a bătut la toate hotarele lui Israel, de la Iordan spre soare răsare, a bătut toată țara Galadului, pe Gadiz, Rubeniți, Manasiți, Aroer, care este pârâul și așa mai departe. Și în contextul ăsta de bătaie, de războaie, acum este Ben-Hadad și Ioram, dacă textele sunt așezate cronologic, este Ioram, al doilea fiu al lui Ahab. Elisei raportează împăratului Israel tot ce se discută în Consiliul de Război al Siriei. Știți că în timpul celui de-al doilea război mondial, un atu foarte important al aliaților
Anglia, Statele Unite, așa mai departe, a fost faptul că ei cunoșteau codul, au spart codul de comunicare al armatei germane. Foarte important să știi ce face dușmanul. Și Elisei spune împăratului ce se discută în Consiliul de Război al Siriei. De ce lucrează așa Dumnezeu? O singură dată. O singură dată în Scriptură, în istoria lui Israel, găsim felul ăsta de lucrare. Răspunsul foarte scurt este har. Dumnezeu vrea să-i dea har lui Ioram. Da, vrea să certifice că Elisei este omul lui. Să-l creadă împăratul, să-l creadă poporul că este omul lui Dumnezeu. Vă țineți minte, vă amintiți rugăciunea lui Ilie de pe muntele Carmel. Doamne, să cunoască poporul acesta că eu sunt prorocul tău și să-l întorci inima spre bine. Dar în cazul ăsta Dumnezeu vrea să-i dea har lui Ioram, care era un împărat rău. Era fiul lui Ahab, era fiul Izabele. Și are un sfârșit crunt și dureros. Este nimicit. Și toată familia lui Ahab de Jehu. Dar Dumnezeu, dragii mei, nu trimite judecata fără să ofere întâi har. Și aș vrea să vedem și noi harul lui Dumnezeu în situația în care suntem. Să vedem harul lui Dumnezeu că ne dă un timp de pocăință și un timp în care putem să ne întoarcem la El. Prima orbire este a împăratului Siriei, pentru că el este omul negru din povestea asta. Fiți atenți ce e interesant, el vede că secretele lui sunt cunoscute. Și automat apare bănuiala că Ioram are un spion în Consiliul lui de Război. O cârtiță, așa se spune. Și așa a fost totdeauna și așa va fi totdeauna cât ține lumea asta. Numai că angajații lui știau cine dă informațiile, știau că este Elisei. E foarte interesant. Îi spune ministrul lui, slujitorul lui, că Elisei spune împăratului lui Israel, ce spui tu în odaia ta de culcare? Și ce face Ben-Hadad? Trimite să-l prindă. Păi un om cu abilitățile lui Elisei poate fi prins cu soldați și cu gardă în armată? Orbirea puterii. Atunci când gândești ca Ben-Hadad în termen de cară, cai, oaste puternică, așa rezolvi orice problemă. Ba nu. Mai este o modalitate cu bani. Fiți atenți când îl trimite pe Naaman, pe ministrul lui de război, în capitolul 5, să fie vindecat. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. Sau mai încolo, când Ben-Hadad se îmbolnăvește în capitolul 10 și se trimite pe Hazael, un mare ministru al său, la Elisei, să-l întrebe dacă se face bine. Vine Hazael înspre Elisei și fiți atenți cu ce vine. Spune capitolul 8 cu 9. A adus tot ce era mai bun din Damasc, 40 de cămile încărcate. Capitolul 8 cu versetul 9. Hazael s-a dus înaintea lui Elisei luând cu el un dar. Tot ce era mai bun în Damasc, 40 de cămile încărcate. 40 de cămile încărcate. Ben-Hadad are orbirea puterii. Crede că orice se poate rezolva cu arme, cu armată și cu bani. Și crede că așa îl prinde pe Elisei, pe omul lui Dumnezeu. Într-un fel, că îl prinde pe Dumnezeu. Cel mai trist lucru să crezi că dacă ești puternic sau dacă ai bani, poți să-l prinzi pe Dumnezeu într-o sticlă. Pentru că Dumnezeu este de necuprins, este nemărginit, este nemăsurat. A doua orbire este orbirea de care am vorbit, orbirea slujitorului, și asta am numit-o orbirea fricii. De la versetul 15 la versetul 17 vedem pe Elisei și slujitorul. Cine este slujitorul? Trebuie să clarificăm că nu este Gehazi. Gehazi, în capitolul 5, în întâmplarea cu Naaman, se încarcă cu lepra lui pentru că a lăcomit la averile lui Naaman. Mai degrabă este un fiu al prorocilor, cum spune în capitolul 9 cu versetul 1, când îl trimite Elisei să lungă pe Jehu, a chemat pe unul din fiii prorocilor. A înființat o școală de proroci. Și este unul din fiii prorocilor care este slujitorul lui Elisei. Să ne imaginăm scena. Dotan este o așezare mică, o cetate mică. E înconjurată de dealuri. În versetul 17 spune că a văzut muntele plin de cai și cară.
Și acum, cei doi slujitori și Elisei sunt pe acoperiș, cum erau casele în Israel, o terasă pe acoperiș, dis de dimineață, cetatea înconjurată de o puternică armată siriană. Care e scopul? Să-l prinde pe Elisei și să-l ducă la împărat și să-l execute. Ce este în sufletul slujitorului? Știți ce întreabă? Domnul meu, ce facem acum? Cum vom face? Asta e o întrebare care e foarte actuală. Ce vom face? Cum va fi? Ce va fi cu noi? Poate se gândea slujitorul, este o expresie acum care se folosește foarte mult, ăsta e în lumea lui. El se gândea despre Elisei, ăsta e în lumea lui, ăsta nu vede ce se întâmplă. N-are contact cu realitatea. Uite, e realitatea. Armata ne înconjoară, ne omoară. Nu vede ce e evident. Suntem terminați. Urmează în câteva minute să ne prindă, să ne tortureze, să ne omoare. Dacă ar fi să ne imaginăm scena, îl vedem pe slujitor foarte stresat, se consumă, și îl vedem pe Elisei foarte calm, foarte relaxat. Ce face diferența între cei doi? Păi, faptul că există și o altă realitate. Slujitorul nu o vede. El vede pericolul concret, vizibil, palpabil, amenințarea, moartea iminentă. Dar ce vede Elisei? Erau lucrurile pe care le-a văzut slujitorul. Elisei vede armata siriană, vede cai, vede carele, vede ostașii. Dar mai vede ceva. Dragii mei, realitatea spirituală nu anulează realitatea fizică, lumea în care trăim palpabilă. O înglobează, o cuprinde, este mai mare. Place foarte mult 1 Corinteni, capitolul 2, de la 6 la 16, dar mai ales versetul 14 și 15, acolo se vorbește despre două tipuri de înțelepciune, două tipuri de a aborda realitatea și spune o abordare firească, naturală și o abordare duhovnicească, spirituală. Și spune, omul duhovnicesc poate să perceapă și să înțeleagă realitatea fizică, dar omul firesc, natural, nu poate să perceapă realitatea spirituală. Realitatea spirituală este mai mare, cuprinde în ea realitatea fizică. Și așa este în situația noastră. Slujitorul vede doar realitatea fizică, Elisei vede realitatea fizică și realitatea spirituală. Și Elisei se roagă, Doamne, deschide-i ochii. Și ce vede slujitorul când îi se deschid ochii? Se anulează realitatea fizică? Vede numai muntele plin de cai și de cară de foc? Nu. Realitatea fizică rămâne, oastea Siriei rămâne, dar slujitorul vede și ceva măreț și înfricoșător. Dragii mei, mă rog ca acum să ni se deschidă ochii și să vedem și altceva. Dincolo de criza actuală, de lipsa de speranță, poate de lipsa de perspective, de îngrijorări, ce va fi, ce va urma. Să vedem, așa cum spune Cartea Proverbelor, Îngerul Domnului care tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Să vedem promisiunile lui Dumnezeu. Să vedem cetatea cu temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. După această cetate au umblat patriarhii și nu s-au mulțumit cu ceea ce au găsit aici pe pământ. Au urmărit cetatea eternă. Să vedem pomul vieții care este plin de rod și care face 12 feluri de rod. Și frunzele lui sunt folosite la vindecarea neamurilor. Să vedem pe Domnul Iisus, Cel care s-a dus să ne pregătească un loc și care ne-a promis că ne va lua cu El. Al treilea tip de orbire. Am văzut orbirea puterii, împăratul Siriei. Am văzut orbirea fricii, slujitorul Elisei. Și aș vrea să ne uităm la orbirea păgână, sirienii, de la versetul 18 la 20. Elisei se roagă, ajungă sirienii, conform planului, la casa lui Elisei să-l prindă. Și Elisei face o rugăciune scurtă, Doamne, lovește poporul acesta cu orbire. Erau niște oameni păgâni, erau oameni fără Dumnezeu, foarte ușor de orbit. Și Elisei îi duce, am spune noi, în lesă. Și îi duce în Samaria, în fieful dușmanului. Ei au venit după Elisei să-l ducă legat și acum Elisei îi duce pe ei și îi dă legați lui Ioram.
Este o imagine normală ca Elisei să-i ducă pe sirieni orbiți, dar nu este ceva normal ca un copil al lui Dumnezeu să fie dus de un păgân. De aceea trebuie să fim foarte atenți la ceea ce Pavel spune în Noul Testament. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Și aici intră foarte multe aspecte, printre care și legături de afaceri și de prietenii și de toate celelalte. Mare atenție la a nu cădea să fi dus de cineva, așa cum a fost dus aici Elisei, a fost dus și sirienii de Elisei. A patra orbire pe care o vedem în textul nostru este orbirea gândirii omenești. Și aici îl vedem pe împăratul lui Israel, pe Ioram, de la versetul 21 la 23. Dacă este el, dacă este respectată ordinea cronologică, este el, este al doilea fiu al lui Ahab, este un om fără Dumnezeu. Dar se bucură de ajutorul lui Dumnezeu și aici, și în capitolul 3. Țineți minte întâmplarea când tot Elisei este chemat, erau iarăși într-un război și spune Elisei, ce am a face eu cu tine? Dar totuși, pentru că era și Iosafat acolo un rege bun, Elisei spune, aduceți-mi un cântăreț cu harfa și pe când cânta cântărețul din harfă, mâna Domnului a fost peste Elisei și Dumnezeu a dat o mare izbăvire. Cum se manifestă orbirea lui Ioram? Păi, Domnul i-a adus prin Elisei pe sirieni în mâna lui, în mijlocul capitalei, în mijlocul Samariei. Trebuia ca Domnul să decidă ce se va întâmpla cu acești oameni. Și fiți atenți la Ioram. El e foarte amabil. Își oferă serviciile, zice, să-i măcelăresc, părinte. Tipul ăsta de gândire, tipul ăsta de raționament logic, omenesc, pe de altă parte, duce la măcelărire. Așa face omul. Așa facem noi de multe ori. Ce face Dumnezeu? Versetul 23 la final. De ce acționează Dumnezeu așa? Spune, dă-le să mănânce, ai grijă de ei, lasă-i să meargă. De ce? Versetul 23 la final. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Pentru o vreme, înțelegem noi. Dar oricum, oamenii aceștia au învățat lecția. Asta face Dumnezeu. Dă-le o masă, lasă-i liberi. Pentru că lucrează la inima lor. Orbirea lui Ioram este, după părerea mea, cel mai des întâlnită. Poate și orbirea fricii, orbirea slujitorului. Dar orbirea lui Ioram, gândirea asta omenească, să ne ferească Domnul să acționăm omenește atunci când ar trebui să întrebăm ce ar face Dumnezeu. Până la urmă, Ioram se corectează, Elisei îi spune ce trebuie să facă din perspectiva lui Dumnezeu și ascultă, deși era un om păgân. Dragii mei, nu știu de care tip de orbire suntem amenințați. Orbirea puterii? Împăratul Siriei avea bani, avea putere militară? Credea că poate rezolva toate așa? Orbirea fricii? Slujitorul lui Elisei s-a văzut înconjurat, a zis că e gata de el. Orbirea păgână a oamenilor fără Dumnezeu, sirieni? Sau orbirea logicii umane? Orbirea lui Ioram? Ce ar trebui să facem să ni se deschidă ochii și să vedem, din punct de vedere spiritual, și să vedem planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu? Mi-am notat trei lucruri și aș vrea să vi le împărtășesc și dumneavoastră. Primul lucru este ascultare. Domnul Iisus spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 21, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Și în versetul 23, Domnul Iisus continuă, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cu adevărat o garanție că nu ești orb spiritual. Și în capitolul 8, cu versetul 12, Domnul Iisus spune, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, ascultare de el, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Primul lucru ca să vedem spiritual este să ascultăm de Dumnezeu. Al doilea lucru este transformare. Romani 12 cu 2.
Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Aici sunt două lucruri. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, să nu trăiți ca lumea, să nu faceți ce face lumea, să nu aveți același mod de gândire ca lumea, ca asta duce la orbire spirituală. Și al doilea lucru, ci să vă transformați, să vă lăsați transformați, prefacere, spune aici, înnoire. Și atunci, dacă te lași transformat, vei deosebi, vei vedea cu claritate voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și mai este ceva, ce ar trebui să facem ca să vedem spiritual? O relaționare corectă la cei de lângă mine. O relaționare corectă la frații mei. 1 Ioan 2, cu 11. Deși poate ni se pare că nu are legătură, este o legătură foarte puternică, dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Dragii mei, relația cu frații poate să mă ducă la orbire sau poate să mă ducă la vedere. Iată cât este de important. Nu doar relația cu Dumnezeu, nu doar ascultarea de Dumnezeu, relația cu frații mei, ca să avem ochii deschiși și să vedem realitatea spirituală a lui Dumnezeu. Și mă rog ca, indiferent cât va ține situația aceasta, indiferent ce se va întâmpla după, să avem ochii deschiși și să vedem lumea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va izgoni frica din viețile noastre. Amin. Vreau să spună cel ce-i slab, eu